că în teritoriu, lider local sau național al Partidului Democrat Liberal încearcă să împiedice alegătorii să se prezinte la vot pentru a-și atinge acest obiectiv de boicotare a referendumului. Anchete jurnalistice, dar și sesizări ale unor cetățeni sau ale unor oficiali, au arătat că în mai multe județe se produce acest fenomen. Sunt două modalități pe care le-am remarcat și pe care le reamintim, precizând faptul, încă o dată, faptul că împiedicarea prin orice mijloace a alegătorilor de a se prezenta la vot constituie infracțiune care se pedepsește cu închisoarea, mi se pare una dintre cele mai grave infracțiuni electorale, împiedicarea exercitării dreptului constituțional la vot. Aș vrea să precizez că acest lucru se întâmplă, după cum spuneam, prin două metode. În special în mediul rural, prin mare parte din Democrat Liberal, sub diverse pretexte sau utilizând amenințări, încearcă să rețină buletinele unor cetățeni, în special buletinele celor care într-un fel sau altul depinde prin mediul, de exemplu, prin primirea ajutorului social, urmând ca aceste cărți de identitate să fie restituite luni, și astfel să se împiedice dreptul cetățenilor de a se prezenta la vot. În câteva locuri, cum este situația semnalată în județul Gorj, conducători de firme sau lideri sindicali rețin cărți de identitate în grup, amenințând sau presând angajații acestor companii pentru a preda cărțile de identitate. Am văzut-o din nou și pe celebra specialistă în aritmetică, doamna Roberta Anastase, discutând cu primarii PDL și am avut încă o dovadă filmată despre modul de comportament, care și despre limbajul folosit de către cei de la PDL, împotriva celor care nu sunt de aceeași părere cu ei. În sfârșit, al doilea subiect, am adus la cunoștință opiniei publice, prin intermediul senatorului Cristian Țopescu. Faptul că regulile internaționale ale Comitetului Olimpic, dar și bunul simț, spun că simbolurile olimpice, în mod particular flaga olimpică, nu pot fi folosite în scopuri politice. Ultimul politician, dacă pot să-i spun așa, care a permis să facă acest lucru și să confiște simbolurile olimpice, a fost Hitler. După Hitler, am avut treaba să spun. În acest punct, nu vreau să mă comparați, dar pe acest subiect. Astăzi am primit și reacția Comitetului Olimpic și Sportiv Român, care spune, și am să citez, sunt încălcate în felul acesta prevederile Cartei Olimpice, referitoare la proprietatea intelectuală, dar mai ales principiile și valorile olimpismului, care interzic utilizarea acestor simboluri cu adevărat sacre și universale în scopuri politice. Având în vedere toate acestea, dar și decizii, de exemplu, ale biroului electoral din municipiul București, solicităm ca această încălcare a regulilor și a bunului simț să înceteze, mascararea numită flacăra democrației, de parcă văsesc și democrația are ceva în comun, să înceteze, mai ales cu mâine seară încep Jocurile Olimpice și nu cred că trebuie să amestecăm ceva extrem de important cu salvarea scaunului lui Traiescu. Vă mulțumesc dacă vreți întrebări. Domnule Voicu, au apărut în presă niște, așa zise, stenograme de la mai multe ședințe ale PNL. Sunt autentice? Am mai făcut aceste precizări cu domnul Eugen Nicolaescu și colegii mei. Spun încă o dată. Noi, la ședințele de campanie, nu facem stenograme. Avem, totuși, capacitatea să ținem minte ce avem de făcut. Nu trebuie să facem stenograme. Ceea ce ne îngrijorează, însă, este că parțial, frânturi, sunt lucruri adevărate. Asta înseamnă că, într-un fel sau altul, am fost înregistrați, ca să spun, cu subiect și predicat. Nu știu de către cine și nu știu nici în ce scop. Sperăm că vom afla. Este o practică ce nu cred că poate fi luată în considerare ca fiind ceva corect. Și aceste lucruri nu sunt deloc
se vorbea despre faptul că ar mai trebui, sau în calculele USLE, ar mai trebui cam 1.700.000 de români să vină la vot pentru a se atinge pragul. Este stupid, pentru că la alegerile locale, de exemplu, s-au prezentat suficient de mulți alegători peste pragul electoral și de aceea, din voi, ce ar mai trebui este o chestiune pe care nu am discutat până niciodată. Suntem convinși de faptul că se vor prezenta suficient de mulți alegători. Inclusiv domnul Tăriceanu spunea public faptul că în calculele PNL ar mai fi nevoie de... Ar mai fi nevoie față de ce? Procesul electoral încă nici nu a început. Și atunci cum vă explicați declarația domnului Tăriceanu? Când se folosește expresia ar mai fi nevoie, înseamnă că există ceva. Ar mai fi nevoie în plus față de ce? Față de calculele PNL. Că nu puteți să spuneți că nu există niște calcule, niște estimări privind prezența la vot. Există alegerile locale, cea mai recentă încercare electorală, unde a fost prezență suficientă peste pragul de 9.000. Da, condițiile în care PDL-ul a îndemnat la neparticipare, se poate presupune, luând rezultatul localelor... Am înțeles, despre așa ceva. Președintele Traian Băsescu a declarat că va depune plângere împotriva premierului Victor Ponta. Cum a primit dumneavoastră această plângere? Eu nu mi-amintesc că România adevărul se constituie în infracțiune. Relatarea adevărului nu poate constituie în infracțiune. Există, dumneavoastră a spus la un moment dat secretarul general al guvernului, nu? Da. Așa. Când a spus dumneavoastră, a fost înregistrată la secretariatul cerere administrației prezidențiale pentru ca Vila Dante, de exemplu, să fie reședința președintelui? Întrebarea este nerelevantă pentru că există o diferență de vreo 5 ani. Întrebarea este, nu știu dacă... În 2005? Nu știu. Nu știți sau nu? Nu știu. În 2005 nu sunt obligat să-ți minte lucruri de acum 7 ani. Însă renovarea vilei și transformarea acesteia din setul de întâlniri, de ședințe, din setul de lucru, în clădire cu destinația de locuință, s-a făcut, după cum știți, în perioada 2009-2010-2011. Dar din știința dumneavoastră, există la secretariatul guvernului sau la guvern vreo solicitare? Cred că e bine că această întrebare s-o adresează guvernului, nu am de unde să știu. Ați mai vorbit cu Crina Antonescu? Dacă de luni Traian Băsescu revine la Cotroceni, dispare de pe scena politică. Este o declarație și o opțiune personală. Nu am discutat cu despre o opțiune personală optimistă. Cred însă că nu va fi cazul. Sunt optimist în ceea ce